Salut! În continuare voi prezenta asamblarea și punerea în funcțiune a motocultorului ProGarden Campo 1873 Alpin. Acest model a fost introdus în gama ProGarden în a doua jumătate a anului 2023. Este un utilaj greu, având 180 de kg cu tot cu ambalaj. Acesta este livrat într-un ambalaj solid, din lemn, care îl protejează foarte bine în timpul transportului. Utilajul este antrenat de un motor pe benzină, în 4 timpi, care dezvoltă 18 cai putere. Transmisia are 2+1 rapoarte și este prevăzută cu 2 prize de putere. În cutie găsim modelul nou de carenă, în 2 culori, farurile LED cu radiatoare din aluminiu, suporții carenei cu șuruburile de fixare, maneta pentru strângerea ghidonului, suporții apărătorilor de noroi, suportul bateriei, manualul cu instrucțiuni, un set de chei, șuruburile pentru montaj, apărătorile pentru noroi, două roți cu anvelopă de 600x12 cu profil agricol, manicoții cu lagăr pentru viraje ușoare, maneta schimbătorului de viteze și ghidonul. Utilajul este mai ușor de scos dacă desfacem complet ambalajul, însă am ales să nu facem asta de la început pentru a nu împrăștia componentele. Sunt vizibile bateria pentru pornire, utilajul, discurile laterale și manicoții pentru asamblarea frezelor. Am început asamblarea cu montarea suportului bateriei. Acesta se fixează cu aceleași șuruburi ca și suportul ghidonului. Pârghia ambreiajului trebuie să fie în spatele suportului, deoarece nu mai are loc să treacă după montarea acestuia. Se montează și se strâng bine cele 4 șuruburi. Suportul intermediar al ghidonului este prevăzut cu 2 coroane dințate pentru menținerea poziției. Reglajul stânga-dreapta al ghidonului se face la nivelul acestei articulații. Pentru ca ghidonul să nu se slăbească în timpul mersului, acest șurub este prevăzut cu o șaibă grower. Strângeți bine piulița de fixare. Reglajul poziției verticale se realizează la capătul de sus al acestui suport, menținerea poziției fiind asigurată de strângerea șurubului de fixare și de coroanele dințate. Și în acest caz, șurubul de fixare este prevăzut cu o șaibă elastică tip grower. Montăm suportul din spate al apărătorilor de noroi fără să-l strângem, deoarece atunci când vom monta apărătorile, poate să fie nevoie să-l repoziționăm. Dacă în partea din spate suportul este comun pentru ambele apărători, în față sunt 2 suporți independenți pe care cred că putem să-i strângem definitiv. Faptul că suportul din spate este puțin mobil trebuie să fie suficient. Am verificat presiunea și am ajustat-o la 2,5 bari în ambele roți. Fiind un motocultor cu tracțiune 4x4, sunt necesari manicoți speciali, cu lagăr, pentru viraj. Șocurile pe care astfel de manicoți le produc la pornirea de pe loc, pe utilajele cu remorcă fără tracțiune, sunt foarte reduse în acest caz. Montarea manicoților pe jante se face cu câte 4 șuruburi. Deoarece utilajul nu are suspensie, trecerile peste denivelări, cu încărcătură mare sau cu viteză, pot să slăbească sau să deterioreze manicoții. Vă recomand să conduceți cu prudență și să inspectați periodic cu atenție manicoții și sudurile acestora. Fixarea roților se face cu câte un bolț cu agrafă de siguranță din oțel. Adaptorul pentru unelte. Piciorul de sprijin rabatabil. Poziționăm și fixăm suportul contactului cu cheie. Apoi montăm contactul. Trecem cablurile prin inelele de ghidaj de pe ghidon. Conectăm cablul pentru oprirea de urgență la bobina de inducție și la masă. Conectăm cablul contactului de pornire la electromotor. Șufa de comandă a treptei pentru mers înapoi se montează așa cum se vede în imagini. Poziția suportului de sprijin pentru mantaua cablului se reglează astfel încât cablul să fie drept. Apoi se strânge piulița de blocare pentru a-l fixa în această poziție. La sfârșit verificăm funcționarea și reglăm dacă este cazul. Montăm cablul de comandă al ambreiajului. Verificăm funcționarea și ajustăm dacă este cazul. Pârghia ambreiajului trebuie să nu fie apăsată deloc atunci când maneta este liberă, iar când maneta este apăsată cu motorul pornit și utilajul în viteză, roțile nu trebuie să se rotească. Montăm tija schimbătorului de viteze, care se fixează cu 2 agrafe de siguranță. Verificăm funcționarea. Poziționăm și strângem maneta accelerației.
fixăm butonul pentru pornirea și oprirea farurilor. Motorul are pornire electrică, astfel că este prevăzut cu un acumulator pentru start. Fixarea acestuia în suport este, așa cum se poate vedea și în imagini, foarte simplă. Suportul capotei din partea din față se montează peste capacul demarorului, fiind livrat cu două șuruburi mai lungi. În partea din spate se fixează folosind șuruburile de prindere ale motorului. Acum montăm bucșele amortizoare din cauciuc. Montăm capota și o fixăm în partea din față cu două piulițe. Farurile se fixează în capotă cu ajutorul unor cleme. Instalația electrică pentru faruri are nevoie de alimentare cu tensiune. Borna plus o conectăm la electromotor, iar borna minus la masă. Conectorul de la capătul cablului de alimentare este de același tip ca cel al butonului de pornit oprit. Acestea pot fi inversate între ele, instalația fiind funcțională. Conectăm acumulatorul. Cablul roșu se conectează la borna plus. Strângem fern șuruburile pentru a asigura un contact electric bun. Cravatele pentru cabluri nu sunt incluse în setul de livrare. Montăm clemele de fixare pentru cabluri pe ghidon. În motor sunt necesari 1,1 litri de ulei ProGarden 10W30. Iar în cutia de viteze sunt necesari 2 litri de ulei ProGarden 80W90. Verificarea nivelului de ulei din cutia de viteze. În recipientul alb al filtrului de aer se adaugă ulei pentru motor până la marcaj. Motorul funcționează cu benzină cu cifra octanică minim 95. Ștergeți bine urmele de benzină și nu alimentați cu motorul fierbinte. Acum vom monta apărăturile pentru noroi.
Acestea se fixează cu șuruburi care sunt prevăzute cu piuliți rapide, tip fluture. Putem să strângem definitiv suportul din spate. Maneta pentru ambreiaj. Maneta pentru oprirea de urgență. Maneta accelerației. Butonul pentru pornirea și oprirea farurilor. Maneta pentru mers înapoi, care se acționează doar dacă utilajul este pe liber. Maneta schimbătorului de viteze pentru treptele 1, neutru și 2. Contactul cu cheie pentru pornire. Pentru pornire, se deschide robinetul de combustibil, se închide clapeta de șoc, se blochează manetele ambreiajului și maneta pentru oprirea de siguranță în poziția apăsat. Se pune utilajul în treapta neutru sau pe liber, apoi se acționează demarorul electric sau cel cu sfoară. Imediat după pornire se deschide clapeta de șoc. Pentru oprire se eliberează maneta roșie de oprire de urgență. Așa arată utilajul gata de lucru. Remorca cu tracțiune este cel mai nou accesoriu introdus în gama utilajelor pentru grădină ProGarden. Pentru montarea acesteia trebuie să scoatem capacul prizei de putere pentru remorcă, cea din partea de jos. Strângem bine șuruburile pe care le-am slăbit ca să nu le pierdem, apoi montăm remorca. Aceasta trebuie să fie legată la cupla pentru tractarea uneltelor, iar dacă vrem să avem tracțiune și pe remorcă, trebuie să cuplăm cardanul la priza de putere. Dacă utilajul nu are încărcătură mare și nu se deplasează pe drumuri dificile, atunci tracțiunea remorcii poate să rămână decuplată, cu tracțiunea doar pe motocultor. Însă, în testele următoare, pe care vă invit să le vedeți, am folosit doar tracțiunea 4x4.